Hristoase, Mântuitorul, îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu o inimă curată să te slăvim. Învierea ta, Hristoase, Mântuitorul, îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată să te slăvim. Și pentru ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie, și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă, ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul vorbind femeilor a zis, nu vă temeți, că știu că pe Iisus ce răstignit căutați. Nu este aici că s-a sculat, precum a spus, veniți de vedeți locul unde ază cu Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenicii, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori venind în oraș au spus că pe teme preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani multor ostași și le-au zis, să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta, alătrăgători, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând bani, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea,
La muntele unde le-a poruncit lor Iisus și când l-au văzut, ei s-au închinat, ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Slavă Sfintei și celei două ființe-și de viață făcătoare și nedespărețitei treiem, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu Dumnezeu risipinse vrăjmașilui să fugă de la fața lui cel ce urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se împrăște fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se vesele. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu
pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Andrii Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cerobici și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la sidirea catedralei mântrui neamului, într-o slava lui Dumnezeu spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Când fie se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și ne-a dăruit nouă viață veșnică. Închinăm unei învierii Lui cele de-a treia zi. Hristos a Thank you.
Și a făcut un mod filmez. Băi, stai că ești în direct, mai vorbim și aia. Băi, nu mă sunt mai aici. Maria,
Astăzi mă ridic împreună cu tine, cel ce ai înviat. Răstignitul mare împreună cu tine, Iisus împreună mă preamărește, Mântuitul lume, pentru împărăția ta. Hristos a înviat din morți, de niște temă, cel neonat, cu luna cea binecuvântată.
Hristos la cerat o puternic, Hristos a înviat din mort. La Dumnezeu a stat strașa, de Dumnezeu grăitorul a făcut să stea împreună cu noi și să arate de Îngerul cel purtător de lumină, grăit cu mare caz. Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca cerea copul. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Hristos a înviat,
Și celor din morminte viață dă
Mare. Sfânta Țară, Sfânta și Mare Duminică a Paștilor, prăznim învierea cea dătătoare de viață a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a cărui slavă și putere este în vecii vecilor. Amin. Învierea lui Hristos, văzând să ne închinăm, Sfântului Domnului Iisus, bunuia celui fără de păcat, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta, o lăudăm și o slăbim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele Tău numim, pe Hristos credincioși să ne închinăm, Sfinte Întrierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce, bucurie la toată lumea, totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdăm pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. Pe tine, prin cuptor făcând